Angajat în 1976, pe 16 septembrie, anul ăsta ar trebui să fac 40 de ani de Petromidia. Ce m-a făcut ca să rămân în toată această perioadă a fost, cred că în primul rând a fost colectivul și pe urmă provocările. Și pe urmă totul s-a transformat într-un proiect de lungă durată și n-am mai plecat. Și am rămas aici. Prima oară când m-am angajat în media, mi-a arătat cineva copacul țițeiul. Deci un copac, trunchiul este țițeiul și fiecare creang înseamnă un produs, din fiecare creang mai pleacă crenguțe care înseamnă alte produse și la final fructul care e ce băgăm noi în mașini și așa mai departe. Dar fiecare are rolul, e materie primă, ce iese dintr-o instalație, e materie primă pentru alta. E, asta atunci m-a lăsat mască, chiar mi-a plăcut și era e complicat. Am trăit mai mult în rafinărie decât acasă. Deci 8 ore pe zi sunt zi de zi, ani de zile, am fost aici. Pentru noi înseamnă tot. Aici e casa mea. Am venit când s-a bătut țărușul, s-a marcat locul în care o să fie combinatul. L-am văzut cum s-a construit. Și am participat la introducerea țițelului în prima instalație. Deci am deschis vana de țiței. Și normal că m-a ținut aici. Cea mai mare parte a acestei activități de 40 de ani a însemnat pentru mine lucru în domenii care erau tot timpul activități noi. După atâția ani îmi dau seama că încă am de învățat și totul a fost o provocare în timp. Știu și acum, dacă mă trezește din somn și mă întreabă de poziții de montaj, le știu și acum pe de rost. E foarte frumos, nu poți să înțelegi dacă nu trăiești, suntem ca într-o familie, sunt foarte mulți, eu nu pot să spun că intru pe poartă și nu discut cu nimeni, pentru că mă cunosc cu majoritatea oamenilor și îmi place foarte mult să merg în instalații, să stau de vorbă cu oamenii, să mai văd instalațiile, să văd ce s-a mai modernizat. Mi-a plăcut foarte mult și nu știu, nu mă gândesc că plec, chiar nu mă gândesc. Dar vine momentul. Când o să-mi fie dor, vin și fac o vizită, nu? O să mă primească, sigur. Nu cred că există cineva care să fi lucrat aici și să nu îi fie dor. Discuții pe tema asta am avut cu foști angajați, pentru că și o parte din colegii noștri în toată perioada asta au mai migrat către alte locuri de muncă din oraș și toți au nostalgia perioadei petrecute aici. Eu să plec de aici când Dumnezeu face o rafinărie în rai. Nu mi-a fost frică de meserie nici un pic. Mi-a plăcut. Și dacă îți place ceva, am făcut-o cu pasiune și chiar am pus suflet în ce am făcut. Această meserie este o meserie care niciodată nu poți să spui că reușești să știi totul despre ea. Pentru că în această industrie de prelucrare a țițelului, toate lucrurile sunt într-o continuă dinamică. Această profesie, având în vedere că produsele petroliere pe care noi le obținem, produsele petrochimice, sunt într-o continuă perfecționare privind calitatea, totdeauna trebuie să îmbunătățești. S-au construit și s-au turnat mii de tone de beton, s-au adus utilaje noi, totul era foarte, foarte frumos, adică erau niște mastodonți frumoși. Noi, strălucitori în soare, da. Iar când a apărut noua tehnică, până în calculatoare, încă nu erau calculatoarele, era nemaipomenit de frumos, cu touchscreen-uri, cu... Deci, ceva care ne atrăgea. După 90, abia după privatizare,
am simțit că sunt oameni care au grijă de oameni, de cei care muncesc și investesc în ei. Până atunci n-am simțit că se investește în mine cu nimic. Să-i fim recunoscători pentru faptul că acest combinat a rămas în picioare și a fost dezvoltat mai departe. Cred că nicăieri în lume nu mai este așa o imagine și să auzi și marea și când te întorci spre tehnica cea mai modernă. A fost un moment în care și eu și colegii mei am contribuit ca să le confirmăm încă o dată colegilor noștri din Kazahstan că e bine să continuăm programul de investiții. În activitatea mea din resurse umane, o mare parte am alocat-o instruirii practice a elevilor de la școala profesională și de la liceul Lazare de Leanu, care a fost pepiniera pentru forța de muncă din combinatul petrochimic Midia. Avem tineri frumoși. Eu chiar am 4 colegi tineri veniți în ultimii 2 ani și sunt frumoși cu totul. Colegii mei actuali, care sunt tineri și mă tot întreabă și acum și n-aș vrea să scap de întrebările lor. Cred că în viitor vom vedea lucruri mult mai mari și mai reușite aici decât a fost în prima fază a combinatului. Este una din rafinăriile care a rezistat cu succes și a reușit cu același succes să se tot adapteze la ceea ce spuneam, nevoile de piață. Poate și pentru faptul că este extrem de bine localizată aici la malul mării, ceea ce permite utilizarea facilităților portuare și atunci, cu siguranță că putem spune că am avut o șansă în plus.